Într-adevăr, Dumnezeu îți poate vorbi gradual, Dumnezeu îți poate vorbi prin împrejurări. Mai la al doilea punct de și ce ai de făcut, corect. Ce faci? Că Victor și-a făcut ce aminte. Deci, dincolo, repede, de, hai să spun o posibilă snoavă de genul acesta, poate fi reală, cititul la rând ne ajută să vedem cum a lucrat cuvântul în viața unor oameni credincioși, cum a lucrat în viața unor personaje istorice, autentice, Avraam, eu știu, Daniel, Iov, mai apoi în viața credincioșilor din Noul Testament, dar pe de altă parte ne ajută să putem noi înșine avea, cum să spun, convingerea că Scriptura toată este însuflată de Dumnezeu. Acesta este, dacă vreți, un mod de a citi ca experiență personală, deci studiul nostru, dacă vrem, devoțional sau hrana noastră zilnică. Mai există însă și situații în care, de pildă, dorim să parcurgem o anumită tematică, un anumit subiect din Scriptură. De exemplu, eu știu, cum a lucrat Dumnezeu cu patriarhii? Și atunci e limpede că trebuie să pui mâna pe Cartea Genezei, să citești acolo cum a lucrat cu, eu știu, cu Noe, cu Enoch, cu Avraam și așa mai departe. Sau, de pildă, cum vorbește Dumnezeu despre împărăția milenară în cărțile Vechiului Testament. O treabă serioasă și asta necesită un studiu aprofundat, inclusiv o bibliografie corespunzătoare. Ce vreau să spun este că cu cât ne vom adânci mai mult în Scriptură, cu atât vom fi mai binecuvântați și poate folosesc un cuvânt, eu știu, mai fascinați de felul în care Dumnezeu ne descoperă voia. Acum, dacă este o chestiune de ocultism, eu știu, că vrei să afli voia lui Dumnezeu cu privire la o anumită problemă și faci binețele și spui da sau nu, mă rog, eu nu pot să condamn, dar nici să încurajez o asemenea modalitate. E o chestiune totuși empirică, mi se pare o chestiune, poate că, eu știu, în cazul, într-un anumit caz să fi apărut că, mă rog, mi-a răspuns Dumnezeu cu da, dar poate da, dacă dinainte ți-a părut bine că a răspuns cu da și vroiai să faci lucrul acela, deși nu știu în ce măsură erai convins sau convinsă că este voia lui Dumnezeu. Seamănă un pic ca, totuși, altceva decât cuvântul Dumnezeu. Scriptura ne vorbește despre aruncatul sorților. Nu știu exact ce va fi semnat lucrul acela, cu toate acestea, cred că era o chestiune de excepție și de asemenea un lucru pe care cei care îl făceau, de pildă apostolii, îl făceau cu rugăciune și într-o dependență de Dumnezeu. Nu în toate lucrurile se aruncau cu sorții ca să se afle voia lui Dumnezeu. O altă întrebare, tot pe un alt bilețel, este aceasta, dacă este important, de ce este important să mergi la adunare cu regularitate? Și au subliniat frații aici despre această practică a celor credincioși să meargă la adunare. Sigur că dacă mersul la adunare înseamnă o corvoadă și mergi de gura unuia sau altuia, mersul la adunare nu îți va fi de mare folos. Dacă mersul la adunare sau acolo unde se strâng credincioși, nu neapărat numai sala aceasta, în ploi de pildă, dacă eu știu credincioși în cursul săptămânii, se mai văd și în grupuri mai mici, în casa cuiva să se roage, și aia poate fi o strângere la oaltă benefică pentru cel credincios. Deci dacă venitul la împreună cu credincioși este o nevoie, pornește din lăuntru nostru și anume simțim nevoia să fim împreună cu frații, să citim împreună cu frații, să ni se explice poate mai în detaliu cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm împreună. Această, mă rog, prezență în rândul celor credincioși, la adunare sau în grupuri mai mici, face parte din mijloacele de creștere pe care Dumnezeu le folosește pentru credincioși. Dacă este de pildă să deschideți Cartea Faptele Apostolilor și să o citiți la rând, o să vedeți că începutul subliniază ideea aceasta care a ținut o vreme în care primii ucenici, primii credincioși erau așa de dornici să cunoască mai multe din cuvântul lui Dumnezeu, nu aveau Noul Testament, nu era încă redactat și apostolii le vorbeau din cuvânt și oamenii aceștia veneau acolo unde se strângeau apostolii la început la templu în fiecare zi
Veneau acolo nu pentru că nu aveau treabă. Bănuiesc că aveau și treabă acasă, dar după ce își terminau treaba, găseau timpul potrivit și veneau în curtea templului pentru ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, să se roage cu frații, să probabil să cânte, oricum să se manifeste această legătură împreună cu cei credincioși. Și nu erau 3 sau 4, erau câte 3.000 sau 5.000 mai târziu. Mai apoi au fost, desigur, aceste adunări în cetăți, adunările de case, unde credincioșii se strângeau cu o anumită regularitate, inclusiv să prăsnuiască cina Domnului sau frângerea pâinii. De pildă, Apostolul Pavel, se spune în Cartea Faptele Apostolului, mai spre sfârșit, a ajuns într-o localitate, în Troa, se pare că a ajuns spre finele săptămânii, ca să zic așa, sau oricum după ziua întâia săptămânii, și acolo a stat împreună cu cei credincioși mai bine de 7 zile și a apucat și o zi întâia săptămânii în care s-a frânt pâinea, s-a luat cina. Și cuvântul ne spune că Apostolul Pavel a vorbit cu ei până după miezul nopții, până spre ziua, și erau atât de dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu. Să mergem la adunare, să mergem împreună cu cei credincioși, da, dacă dorim să creștem, dacă dorim să ne maturizăm, această disciplină spirituală este un lucru important. Se spune în Fapte 2:42 următorul lucru. Ei, credincioșii, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Deci îndemnul, dacă vreți, nostru este să puteți împreună cu cei credincioși și Domnul să vă ajute ca mersul împreună la adunare să vă facă să creșteți în cunoașterea Lui. Un alt bilețel spune așa. Credeți că nivelul spiritual din biserică influențează comportamentul tinerilor? De ce în multe cazuri nivelul de spiritualitate este foarte scăzut? De multe ori, în predici fiind prezent doar subiectul evanghelizării, a chemării la pocăință, aș vrea să știu însă încă se pot lua măsuri în privința reglării sau îndreptării acestor nereguri de la viața creștină normală. Probabil că este un of al unui tânăr sau tânără care pleacă de la o constatare, cel puțin prin prisma autorului acestui bilet, de la probabil o constatare reală. Sigur că nivelul de spiritualitate sau nivelul de creștere, de maturitate al adunărilor este diferit. Sunt adunări mai mature, sunt adunări care înțeleg mai bine voia lui Dumnezeu, sunt adunări care împart mai cu putere cuvântul lui Dumnezeu, sunt adunări care se ocupă de creșterea celor mai de curând întoși la Dumnezeu, sunt adunări unde sfătuirea este foarte bine exprimată, sunt adunări unde zidirea se face cum trebuie și așa mai departe, și foarte probabil, și nu așa, sunt realități în care într-adevăr, sunt adunări unde lucrurile acestea mai de substanță, mai de maturitate, lipsesc. Probabil că uneori în mesajele fraților care vestesc Evanghelia, chiar dacă sunt să spun cum e programul în adunarea de zidire și e tot un mesaj de evanghelizare, el n-ar fi rău în sine. Dar dacă mesajul acesta devine o chestiune de poezie învățată pe de rost, nu are mare suflu, nu mai are motivație, nu mai are însuplețirea respectivă, nu mai are forța respectivă, chiar și această pretenție de a vesti Evanghelia probabil că nu mai are acoperire și devine plictisitoare. Asta s-ar putea să fie o realitate, dar s-ar mai putea să fie și o altă realitate, realitatea inimii celui care vine, celui care ascultă. Să vii deja, eu știu, de acasă cu prejudecăți, cu gândul, merg acolo, dar o să vorbească tot cu tare și dacă cumva prin familie nu-l înghiți sau ai auzit despre nu știu ce, dintr-o dată pleci cu handicapul acesta că nu vei primi lucrurile spuse de frate, s-ar putea să fie lucruri bune. Deci dacă pleci cu o inimă nepotrivită ca să asculți cuvântul lui Dumnezeu, orice ți s-ar spune la adunare, n-o să îți priască. Și pe la noi, pe la adunare, mai sunt așa, eu știu, uneori aprecieri de genul acesta, Doamne, nu se spune nimic, nu se bate apa în piu, aceleași lucruri, deși, dacă stai să judeci corect, lucrurile nu stau așa. Repet, o asemenea posibilă concluzie poate fi trasă deseori și datorită stării negative de inimă a celor care ascult. Un alt lucru. Să presupunem că, într-adevăr, mesajele fraților care au și slăbiciunile lor ar fi mai, de mai puțin interes,
ar fi mai, eu știu, mai puțin în linie cu ceea ce se predică pe plan mondial, sunt, să aveți ocazie să accesați internetul în sensul bun, să audiați predici foarte bune, învățătură cât cuprinde și să veniți la Dumnezeu, păi ea vorbește nenea cu tare sau fratele cu tare care mare lucru nu știe decât toate aceleași vorbe. Deci s-ar putea să fie și aceasta, repet, o chestiune de inimă, dar dacă să presupunem că în adunare unde vă aflați, cu adevărat mesajele exprimate sunt mai modeste, sunt sub limita așteptărilor, ce faceți voi care ascultați Cuvântul Dumnezeu pentru îmbunătățirea lucrurilor? Doar să le constatați, doar să le criticați, doar să le discutați, nu este un lucru bun. Repet, presupunând că, într-adevăr, mesajele sau, mă rog, ceea ce vi se spune ar fi de o calitate îndoielnică, să exprim așa, într-un fel mai laic. Deci dacă lucrurile ar sta așa, apoi și-am avea o stare bună, noi cei care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu strigăm la Domnul. Ca Dumnezeu să dea cuvânt potrivit, ca Dumnezeu să dea duh de descoperire, ca Dumnezeu să dea duh de maturitate fraților și să poată predica într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu. Multe adunări și multe situații în istoria creștinismului au fost, Dumnezeu le-a înviorat datorită lucrării unor tineri, entuziaști care n-au fost mulțumiți, nu în sensul răzvrătirii, care n-au fost mulțumiți într-adevăr de ceea ce era și atunci și-au pus problema ca Dumnezeu să facă în adunări respective o mișcare. Așa au fost mișcările în vremea lui Luther, nici lui Luther, deși avea un post foarte călduț așa prin biserica lui catolică, nu i-a convenit faptul acesta că Evanghelia nu era vestită și că adevărurile erau ascunse și atunci a exprimat această nemulțumire, dar a făcut ceva și a făcut mult. La fel Calvin sau Zwingli sau alți mari reformatori au plecat de la această posibilă stare de lucruri nepotrivită și s-au pus ei înșiși în slujba lui Dumnezeu, înaintașii noștri, de pildă. Când au văzut că lucrurile în biserica oficială erau la fel de neconcludente și nu era adevărul Evangheliei subliniat, oamenii aceia care erau oameni tineri, între 25 și probabil 35 de ani, prin aceștia s-a declanșat, ca să zic așa, cel puțin în dreptul nostru, acea mișcare din anii 20 de la cuibul cu bază. N-a fost prin niște cine știe ce bătrânii de 90 de ani, să văd, prin oameni tineri, absolvenți de seminar, unii chiar seminariști și un relativ tânăr preot. Oamenii aceștia, repet, n-au fost mulțumiți că nu era de criticat sistemul, era de pus altceva. Deci dacă Dumnezeu vă pune pe inimă această, cum să spun, constatare, în loc de, cum să spun eu, de revoltă sau de nemulțumire firească, să poată fi această determinare lăuntrică prin care Dumnezeu să lucreze, de ce nu, cu voi ca tineri. Dumnezeu poate însufleți adunării întregi prin entuziasmul unor tineri care vor înțelege, așa cum am auzit și mai devreme, să trăiască într-adevăr în curăție, care vor înțelege să pună mâna pe carte, pe Scriptură și apoi să vestească această Evanghelie așa cum Dumnezeu așteaptă de la noi. Dumnezeu să ne ajute să putem să ne apropiem de Scriptură cât mai mult spre slavă. Amin.